Pomenirea dreptului este cu laudă, iar ție destul ție este mărturia Domnului. Înainte mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, își ia boteza în ape pe cel propovăduit, te-ai învrednicit drept aceasta pentru adevăr nevoindu-te. Te-ai binevestit celor dia pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce-a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, fii iubit pe tine numindu-te, și Duhul închide porumba a devenit întărirea cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai lumina slăvăție. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție este slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Din faptele Sfinților Apostoli citire, în zilea cel dea când era Apolos în Corint, s-a întâmplat ca Pavel, trecând prin părțile de sus ale Asiei Mici, să vină la Efes și găsind acolo niște ucenici, le-a zis: primitați Duhul Sfânt după ce ați crezut. Iar i-a răspuns: dar că n-am auzit de Duhul Sfânt. Atunci el le-a zis: în ce dar v-ați botezat? Și ei au răspuns: în botezul lui Ioan. Zis-a Pavel: Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând oamenilor să creadă cel ce vine după dânsul, adică în Iisus Hristos. Și auzind de acestea, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Iar când Pavel și-a pus mâinile peste ei, s-a coborât peste dânsul Duhul Sfânt și a început a vorbi în limbi și a proroci. Aceștia toți erau ca la 20 de oameni. După aceea intră în Pavel în sinagogă, a propovăduit fără teamă 3 luni, vorbind și dovedind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Înțelepciune de să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! În vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el și i-a zis: iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, acesta este cel despre care am zis: după mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era. Eu nu știam dacă să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă și am mărturisit Ioan zicându-le: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste dânsul. Și eu nu-l cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă, acela mi-a zis: peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel care botează cu Duh Sfânt.
și am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu.